Nervi întinși la maxim și ore întregi de așteptare pe aeroportul din Iași. Cu asta s-au confruntat pasagerii care urmau să ajungă aseară pe aeroportul din Londra, pornind de la Iași. Cu doar 10 minute înainte de îmbarcare, compania Wizz Air a anulat zborul, iar oamenii au fost îndemnați să se descurce pe cont propriu. Cu bagaje în mâini și copii în brațe, oamenii s-au îndreptat la biroul de informații pentru lămuriri și soluții, însă au fost lăsați să se descurce. Adrian trebuia să ajungă la muncă, însă a rămas împreună cu soția și cei doi copii mici pe aeroport, căutând o soluție. Doi copii, bagaje, da. Spuneați că este al doilea zbor anulat pe săptămâna aceasta. Ați mai avut la o altă companie? Am avut la Blue Air, care a fost anulat. Am încercat, ăsta a fost următorul zbor cu Wizz. Da. Și acum din nou anulat. Câți bani ați cheltuit? 300 de lire la Blue Air, 5.000 de lei la Wizz, o săptămână pierdută de muncă. Și acum vedem mai departe ce mai pierdem. Revoltător este că înainte cu doar 10 minute de îmbarcare, pasagerii au fost întorși din drum. La Luton. La muncă, desigur. Desigur pierdem, pentru că și mașina stă parcată în parcarea de la aeroport, trebuie să schimb și, adică să mai adaug și parcarea acolo. Plus, pierd și munca pe un drum. De asemenea, aceștia au fost redirecționați către alt aeroportul din Moldova. Pe mâine pe Suceava. De mâine dau... și până mâine? Trebuie să-mi caut drumul. Să ne descurcăm singuri. Reprezentanții aeroportului Iași au transmis că problemele au fost din partea companiei aeriene. Aeronava programată să plece aseară la Londra la ora 19:40 de minute nu a mai decolat de pe aeroportul Iași. Pentru această cursă urmau să se îmbarce 226 de pasageri. Zborul însă a fost anulat din motive ce nu au fost deocamdată comunicate de către compania aeriană. În această situație, pasagerii afectați au avut posibilitatea reprogramării gratuite pe un alt zbor disponibil, rambursarea integrală a biletelor de avion sau cazarea la un hotel din oraș. Compania Wizz Air a transmis lămurit printr-un comunicat de presă. Zborul Wizz Air de la Iași la Londra Luton din 25 septembrie a fost anulat din rațiuni operaționale. Pasagerii afectați au fost informați cu privire la opțiunile disponibile. Le-a fost oferit un program alternativ de zbor în funcție de disponibilitate, rambursarea integrală a biletului sau li s-a oferit rambursarea 120% din tariful inițial achitat, sub formă de credit de companie pentru rezervări viitoare. De asemenea, pasagerii care au avut nevoie le-a fost oferită cazare. Wizz Air își cere scuze tuturor pasagerilor afectați, însă siguranța pasagerilor, a echipajului și aeronavelor rămâne prioritatea noastră numărul 1. Totodată, Wizz Air amintește că anularea oricărui zbor este ultima decizie luată după ce toate eforturile posibile au fost depuse pentru operarea zborului respectiv, se arată în comunicatul emis de companie.